să vă deranjez din nou, dar este obligatoriu. Puneam în pericol bugetul general al Consiliului, care sper eu să-l putem discuta și aproba în 10 februarie. Până atunci, vă propun să dezbatem punctele de astăzi. Deci primul punct este dat de această nevoie legală de aviz, iar al doilea punct a fost pus tocmai pentru a câștiga timp să putem valida în instanță următorul consilier județean de pe lista PNL. Am cerut deja instanței validarea și odată ce vom vacanta și instanța va valida, vom putea și noi la ședința următoare să votăm în consecință. Așa încât vă propun astăzi, doamnelor și domnilor colegi, să începem ședința extraordinară și vă informez ca de fiecare dată că în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență 57/2019 privind codul administrativ, coroborat cu articolul 179 și 134, precum și hotărârii Consiliului Județean numărul 170 din 31 august 2020, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean și prin dispoziția numărul 28 din 28 ianuarie 2022, am convocat Consiliul Județean pentru astăzi în ședință extraordinară, 31 ianuarie, ora 11. Ședința de Consiliu se va desfășura tot prin intermediul unei platforme online de videoconferință. După cum știți, convocarea dumneavoastră s-a făcut în scris și prin mijloace electronice și telefonic. Ca de fiecare dată, vă propun să începem ședința de Consiliu Județean cu intonarea imnului național. Vă propun să trecem la înregistrarea prezenței dumneavoastră. Vă rog, la semnalul colegului nostru să vă înregistrați, vă rog. Vă rugăm să vă înregistrați. Da, avem prezență. De colegi sunt prezenți. Ca atare, avem vorumul legal pentru a putea derula această ședință în condiții... 30. Vom verifica la cine e o problemă și vom reveni. Două persoane care sunt prezente pe imagini, practic nu apar prezente, vom vedea care sunt și o să vă notăm prezenți și urmează să remediem această problemă. Cu alte cuvinte, având o prezență pe care v-am anunțat-o, putem desfășura această ședință în conformitate cu prevederile legale cu privire la faptul că avem demisia domnului consilier Ionut Rusu. Luăm act acum de pentru vorum, nu? Ca urmare a depunerii de demisie domnului Ionut Rusu din funcția de consilier județean,
constat că din numărul celor de 36, de fapt, din membrii, nu 37, având în vedere demisia dânsului, sunt prezenți 28, ca atare putem desfășura această ședință. În cadrul legal, vă propun ordinea de zi de astăzi cu cele două puncte, supun la vot proiectul ordinii de zi. Proiectul ordinii de zi, așa cum v-a fost înaintat către dumneavoastră. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. 29 de voturi pentru. Proiectul ordinii de zi a fost aprobat. Dacă sunt situații de conflicte de interese sau alte situații pe care doriți să le aduceți la cunoștință, vă rog să o faceți în acest moment. Stimați colegi, vă rog să interveniți dacă aveți elemente de conflict de interese sau alte. Domnule președinte Iuliu Stămărtean, nu particip la dezbateri și la vot la punctul numărul 2. În regulă, vă rog. Deci dă înseamnă că luați în demnizație 50% azi. Da, sigur. Din două proiecte participați mai la unul. Da. Bine. Vă rog. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, atunci o să dau citire primului punct, respectiv proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean a domnului Ionuț Rusu. Comisia numărul 1, aveți cuvântul? Puteți participa și aici, puteți participa, domnul Sărmântean, nu apare că participați. Comisia numărul 1, domnul Sămărtean. Îmi cer scuze, nu am auzit. Aviz favorabil. Da, mulțumesc. Dacă sunt discuții la acest punct. Auzit, domnule președinte. V-am auzit. Dacă sunt alte discuții. Bun, dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Cu mențiunea că este vot secret. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Douăzeci și opt de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Având în vedere acest vot, începând de astăzi, mandatul încetează a colegului nostru Ionut Rusu, urmând vacantarea postului, iar odată cu validarea făcută de către instanță, urmează să validăm și noi. Aș vrea să-i mulțumesc lui Ionut pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o în această perioadă. A fost un coleg loial echipei din care a făcut parte și loial organizației de tineret, de unde a provenit din partea PNL. A fost mulțumit de activitatea dânsului și cred că în calitate de coleg și de consilier județean și-a făcut datoria față de persoanele care l-au girat cu încredere. Îi mulțumesc încă o dată, îi doresc succes în activitatea pe care o va face. A fost o opțiune personală. Ca atare, nu avem altceva de făcut decât să îi respectăm această voință și să-i dorim succes. Și, într-adevăr, să-i mulțumesc mult pentru colaborarea noastră de la nivelul Consiliului Județean, atât cu mine personal, cât și cu dumneavoastră, colegii din Consiliu și, nu în ultimul rând, cu colegii din PNL. Mulțumim și succes mai departe. Vă propun să mergem la proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi și ultimul, respectiv proiectul de hotărâre privind modificarea HCG numărul 11 din 2018 privind stabilirea componenței colegiului DGASPC. Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Mulțumesc. Comisia numărul 5, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții la acest punct.
Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Treizeci de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Având în vedere acest vot și acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat, vom înainta proiectul de buget la momentul oportun către acest colegiu, chiar dacă are eu vot formal, el e necesar, ca atare se impune a fi comunicat și cu ei, urmând ca ulterior să dezbatem proiectul în plen. Stimați colegi, cu acesta am epuizat punctele de ordine de zi, fiind o ședință extraordinară, nu avem punctul diverse. Domnule președinte, mă scuzați. Da. Alexandru Cordă sunt. Am intrat ceva mai târziu, nu știu dacă e important sau nu, dacă mai pot fi pus prezent. Am votat doar la al doilea punct. Mulțumesc. Da, în regulă vă rog să-l notați pe domnul Cordă și prezent la punctul numărul 2 și cu vot pentru proiectul numărul 2. Ca tare sunt pentru, nu 30 de... Au fost 30 cu votul domnului Cordă și 31. A votat domnul Cordă. Am votat. Atunci în regulă rămâne votul exprimat. Mulțumesc și eu. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o zi bună. O să convoc de curând și ședința de Consiliu de plen la februarie, probabil în 10 februarie. Urmează să afișăm ultima formă a bugetului pentru a fi dezbătută public, urmând ca amendamente, modificări, completări să poată veni în termen până la ședința din 10 februarie. Asta este dorința noastră de a vota bugetul cât mai repede și de a putea să continuăm investițiile și să începem altele noi. Vă mulțumesc tuturor și să ne revedem sănătoși în februarie la proxima ședință. Am să-i rog pe colegii mei de la PNL, dacă toți sunt pe fir, am să-i rog să mai rămână pentru a discuta câteva aspecte politice separat de ședință. Cu mulțumiri pentru colegii Consiliului Județean. Ședința noastră va fi politică, așa încât mulțumesc încă o dată și să ne revedem sănătoși.